Simt să începem cu persoana ta dragă și să vedem la ce se gândește, ce mesaje doresc să ajungă la tine legate de persoana ta dragă. Ce mesaje doresc să ajungă la tine? Poate ceva ce dorește persoana ta dragă să-ți transmită, poate ceva ce persoana ta dragă ar vrea ca tu să nu știi, să țină așa ascuns de tine, poate se ferește ca tu să știi. Poate ceva informații legate de energia sa generală. Mulțumim. Este foarte emoționată persoana ta, dragă. Simt să spun că în multe situații, pentru multe dintre voi, fără să știți, și persoana voastră dragă, persoanele voastre dragi, urmăresc aceste videoclipuri. Dacă nu aceste videoclipuri, videoclipuri similare, despre care conțin informații despre voi. Despre voi și despre relația voastră și despre sfaturi, ce să facă. Se lasă așteptate, dorite. Mesajele. Și ghizii au precizat, când am zis că se lasă așteptate, dorite mesajele, ghizii au precizat că persoana ta dragă se lasă așteptată și dorită de tine. Și-ar dori să știe că tu stai acolo și o aștepți. Stai acolo și o aștepți în sensul că îți dorești foarte mult și abia aștepți să vă reconectați. Și ar dori să știe că tu ești într-o astfel de așteptare. Pentru că asta i-ar da senzația că tu încă o dorești pe persoana iubită. Pentru că adevărul pe care poate ți l-a spus sau poate nu ți l-a spus este că nu se simte sau nu se mai simte dorită persoana ta dragă sau nu se mai simte atât de dorită de tine pe cât era în trecut. Pe de o parte, aud, înțelege de ce. Pentru că știe că a procedat greșit în multe situații față de tine, dar pe de altă parte se aștepta la mult mai multă înțelegere și toleranță din partea ta.
Aici vine o informație și mai specifică, dacă cele de până acum nu au fost îndeajuns de specifice, avem ceva și mai specific pentru un grup și mai restrâns de persoane, nu toți sau toate veți rezona. Există aici, printre voi, persoane care pentru care persoana voastră dragă a făcut anumite lucruri, fapte bune, v-a susținut cu ceva. A făcut anumite lucruri pentru a vă ajuta într-un fel sau altul. Nu neapărat este vorba de un aspect anume, dar voi știți. Cei sau cele care sunteți în această situație, voi știți că, da, persoana voastră dragă, într-adevăr, a făcut niște lucruri, chiar și în timpul relației, în timp ce relația încă era activă între voi, dar și după ce v-ați separat sau n-ați mai vorbit așa de mult sau a continuat să facă anumite gesturi către voi benefice de natură să vă ajute într-un aspect sau altul, într-o formă sau alta. Fiecare veți simți în ce formă v-a ajutat, da? Știți? Și mesajul este că intenția persoanei dragi a fost, prin aceste gesturi, să arate că în pofida a tot ceea ce nu a mers între voi și tot ceea ce a fost greșit sau de nedorit între voi și în pofida greșelilor sale, și în pofida faptului că nu a avut și nu are nici în momentul acesta în care urmăriți acest videoclip, până la momentul acesta când urmăriți videoclipul, nu a avut încă puterea să vină să vă transmită regretele sale sau eventuale, posibile regrete, păreri de rău legate de ceea ce, de partea sa de vină, din tot ceea ce s-a întâmplat negativ între voi. Dar a vrut ca aceste gesturi să exprime faptul că în pofida tuturor acestor lucruri, totuși persoana voastră dragă, chiar dacă poate nu a arătat sau nu a arătat destul, nu a arătat destul apreciere pentru voi, vă apreciază foarte mult. Vă sunteți la un loc, într-un loc foarte important în viața sa, mai important decât toate celelalte persoane din viața sa, indiferent că prin acțiunile sale a demonstrat acest lucru sau nu.
și înțelege că în anumite situații nu a demonstrat acest lucru, a demonstrat poate chiar contrariul, că nu erați o prioritate, că nu erați o persoană atât de importantă sau nu mai importantă decât alte persoane din viața sa, totuși, prin gesturile sale, acelea bune pe care le-a făcut, aud cuvântul nobil, gesturi nobile. A încercat să arate că, totuși, deși poate că nu, de multe ori nu a părut a fi așa, totuși voi aveți cel mai important loc în viața sa. Și am văzut 17-17 în momentul când am zis acest lucru. Mi se transmite să pun cărțile acestea jos, deși n-am apucat să scot nicio carte, și să scoatem de aici niște cărți, răspunsul tău la ceea ce ai auzit. Răspunsul persoanei pentru care este această etalare. Care este răspunsul tău la ceea ce ai auzit? Ai multe răspunsuri. Câteva. Trei. Răspunsul tău este că da, ai perceput și tu acele gesturi de noblețe, de gentilețe umană despre care vorbește, pe care le-a menționat persoana ta. Ai perceput acele gesturi exact așa cum a exprimat persoana ta. Le-ai perceput a fi exact ceea ce a descris persoana ta dragă că și-a dorit să fie acele gesturi, dar tu încă te simți mai mult decât doborât sau doborâtă sufletește de toate celelalte lovituri sufletești pe care le-ai primit în timp din partea persoanei. Au fost multe au fost multe gesturi de noblețe, așa este, dar au fost mult mai multe lovituri, săbii, trădări, prea multe minciuni, prea multe secrete. Prea multe gesturi care ți-au adus durere, imensă durere sufletească, emoțională, au fost prea multe, mult mai multe decât gesturile de noblețe. Un alt răspuns al tău este că da,
Într-adevăr, toate aceste săbii înfipte în sufletul tău, de-a lungul timpului, de către persoana dragă, nu sunt în măsură să șteargă gesturile nobile pe care le-a făcut. Nu le-ai uitat, nu le treci cu vederea. Întotdeauna vei ține cont de ele. Și îți vei aminti de ele. Dar nu au același efect datorită faptului, nu au același efect pe care l-ar putea avea, l-ar fi putut avea aceste gesturi nobile, datorită faptului că au fost prea multe săbii, prea multe trădări, prea multe dureri și prea adânci. Și prea mult repetate. Tu ai trecut peste multe lovituri și ai mers mai departe, încercând să continui mereu să lupți pentru această relație. În timp ce am văzut 11:33. Confirmare că tu chiar ai luptat pentru această relație în pofida loviturilor care veneau, nu din altă parte, din partea persoanei dragi. Din partea, am văzut 11:11, confirmare din nou. În această relație, nimeni nu te-a rănit mai mult, au fost și alte persoane care și-au adus aportul la prostul mers al lucrurilor, da? Între voi. Au fost și alte persoane. Dar cele mai grave lovituri, nu, Doamne ferește, fizice, eu sper că nu este cazul la nimeni dintre voi de lovituri fizice, vorbim doar de dureri, suferințe emoționale, sufletești. Cele mai multe au fost aplicate, ți-au fost aplicate de însăși persoana dragă. Și tu ai trecut rând pe rând, în nenumărate rânduri, peste fiecare dintre ele. Și ai tot trecut sperând că dacă continui, dacă vei continua să te străduiești, să faci ca lucrurile să funcționeze între voi, la un moment dat, persoana ta dragă nu te va mai răni. La un moment dat, lucrurile vor merge bine. În pofida tuturor celor persoane sau circumstanțe, pot fi persoane sau circumstanțe, în pofida tuturor circumstanțelor sau tuturor persoanelor care se opuneau. Ai tot trecut peste. Și totuși, loviturile sufletești din partea persoanei dragi se repetau. Un alt mesaj al tău este că tu ai încetat să mai plângi după ceea ce nu a mers în această relație, a
A fost un timp când ai plâns foarte mult, ai jelit, literalmente. Și ai fost singur sau singură în acea jale. Persoana ta dragă nu a venit să-ți ostoiască jale. Te-a lăsat să jelești singur sau singură. Și tu ai iertat asta pentru că nu mai jelești. Dar nu ai uitat. Nu ai uitat. Și nu vei uita. Așa cum nu ai uitat și nu vei uita gesturile de noblețe, nu ai uitat. Și nu vei uita cum persoana ta dragă știa că tu jeleai îndurerat sau îndurerată lipsa, absența persoanei dragi din viața ta și nu a făcut niciun pas să fie lângă tine. Și aceste gesturi de noblețe menționate de persoana ta dragă nu au fost niciodată făcute cu intenția de a-ți fi aproape atunci când îți era mai greu. Au fost făcute, așa cum a spus și persoana ta dragă, doar în scopurile menționate de persoana ta dragă. Și tu ai înțeles? Un alt răspuns al tău este că această relație a fost un continuu mister pentru tine. Au fost multe lucruri pe care am văzut 444 în momentul acesta pe timerul meu, au fost multe lucruri pe care nu le înțelegeai. Au fost multe lucruri care ți-au fost ascunse. Și știai că îți erau ascunse. Au fost multe situații în care te-ai simțit ca și când persoana ta dragă, în loc să se afișeze cu această relație a voastră plină de iubire, așa e? Că despre asta era vorba, despre multă iubire și pasiune între voi. Și despre o conexiune puternică de suflet, între două suflete, și totuși o ținea ascunsă. Ai simțit de multe ori că persoana ta dragă, față de anumite, în anumite cercuri ale sale de influență, în anumite circunstanțe, față de anumiți oameni,
ținea ascuns. Ținea ascunsă legătura sa cu tine și sentimentele sale față de tine. Și relația dintre voi. Și pentru toate acestea, care nu mai sunt acum secrete pentru tine și nu mai sunt mistere, ai înțeles foarte multe lucruri, ai descoperit foarte multe adevăruri legate de persoana ta dragă, de relație, de tot ceea ce s-a întâmplat, de multe dintre lucrurile care s-au întâmplat între voi, ai descoperit foarte multe lucruri. Și aproape nimic din această relație nu-ți mai este, sau cel puțin nu mai simți că ți este chiar așa un mister necunoscut, o necunoscută. Și pentru toate acestea, gesturile de noblețe rămân consemnate în sufletul tău dar totuși nu atârnă atât de mult încât să contrabalanceze toate aceste dezamăgiri profunde. Am văzut 55 pe timerul meu, pusesem 44 de minute și 44 de secunde, au trecut. Însă eu simt să prelungesc puțin această înregistrare, totuși, pentru că simt așa un imbol din partea ghizilor să pun întrebarea și să avem niște răspunsuri, să primim niște răspunsuri. Întrebarea, ce mesaj au ghizii pentru persoana ta dragă? Și ce mesaj au ghizii sau mesaje pentru tine în această situație în care sunteți? Wow, ce-am văzut? 44, 44, da, mi s-a părut că wow! Deci, exact când am terminat de spus ce mesaj au ghizii, era 44, 44 pe timpul videoclipului. Haideți să vedem. Aș vrea și de aici un mesaj pentru persoana dragă a persoanei care urmărește acest videoclip, persoana despre care este etalarea, un mesaj pentru persoana dragă. Se spune să extrag așa. Ok, bun. Să mai vedem și de aici. Simt din toate trei. Vedeți, am simțit eu bine să iau aceste pachete. Un mesaj pentru persoana dragă. Ok, da. Și de aici. Un mesaj pentru persoana dragă, un mesaj din partea ghizilor, te rugăm. Aveți ceva special, ceva ce ar putea ajuta pe persoana dragă, a persoanei pentru care s-a făcut această etalare. Ok.
Acum mi se transmite să scoatem și pentru, le scoatem pe toate și pentru partea cealaltă. Mă, da, m-am încurcat aici în pachete, nu mai am loc. Dați așa să mai dăm la o parte. Ok, să avem puțin loc. Cum și pentru tine. Ok. Ceva mesaje și pentru persoana pentru care este etalarea. Wow, prea multe. Le pun la loc. Mi se spune să extrag eu. Ok. Perfect. Și un mesaj de aici, vă rugăm. Ce aveți să-i transmiteți persoanei pentru care s-a făcut această etalare? Acesta. Bun. Hai să vedem. Mi se transmite să le punem în oglindă. Ok. O oglindă îmi trebuie și mie, adică ochelarii. Să citesc. Pentru persoana ta dragă, mesajul ghizilor este: make today your new beginning. Try to leave any past mistakes in the past. Don't allow them to weigh you down any longer. Move forward today with the confidence and knowing that you have better and brighter days ahead. Fă să fie această zi noul tău început, un nou început pentru tine. Încearcă să lași orice greșeli din trecut, încearcă să le lași în trecut. Nu le permite să-ți îngreuneze energia și să te tragă în jos. Continuă să mergi înainte, să pășești înainte cu încredere și cu acea conștientizare interioară că în fața ta se întind zile mai bune și mai luminoase. Iar pentru tine, pentru persoana pentru care este etalarea, mesajul ghizilor este: look past what you feel are your incapabilities. Instead, focus on everything you have achieved so far. It is okay to acknowledge your weaknesses, but keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. Nu mai privi la lucrurile de care nu te simți pe care nu te simți capabil sau capabilă să le faci. Nu le mai da atât de multă atenție, să zicem, defectelor tale. În locul acestora, focusează-te pe tot ceea ce ai reușit să obții până în momentul acesta. Este în regulă să fii conștient sau conștientă de slăbiciunile tale, dar păstrează mereu în minte faptul că aceste slăbiciuni nu îți determină caracterul, nu te definesc. Puterea ta și sufletul tău frumos sunt vizibile de către toată lumea. Toată lumea poate să vadă puterea ta și sufletul tău frumos. Acum, mesaj, mi s-a spus să-l las așa. Oh. Ok. Care o semnificație faptul că au ieșit aceste cărți în poziție răsturnată, da?
nu în picioare. Mi s-a spus să le las așa răsturnate, pentru că mesajul este așa, în poziția aceasta. Avem cartea atunci când faci, depui toate eforturile, da? You go the distance, adică faci tot ce poți ca să reușești, faci tot ce poți într-o anume situație, dai cei mai buni din tine și ca asta în poziție în picioare. Și cartea energiei masculine, da? Yang. Yang este simbolul energiei masculine. Și pentru că au dorit ghizii să transmită mesajul, ele fiind în poziție răsturnată, semnificația este un fel de atenționare, un fel de, așa, cu blândețe, cu abilitatea lor infinită de a, poate a, nu dojeni, că ei nu dojenesc, ei nu judecă, nu critică gândurile noastre, ce facem noi, acțiunile noastre, nu critică, dar doresc să ne atenționeze de lucrurile pe care am putea să le facem într-un mod diferit și ar aduce mai mult bine în jurul nostru, cât și nouă înșine. Aceasta este energia cu care vor să transmită faptul că, să-i transmită persoanei tale iubite, faptul că vezi că nu ai făcut tot ce ai fi putut să faci. Și nici acum, în momentul acesta, dacă, să zicem că persoana ta iubită, da? Această persoană pentru care sunt mesajele, urmărește videoclipul, urmărește aceste mesaje, mesajul este că nici acum, în acest moment în care urmărești videoclipul, nu faci tot ceea ce ai putea să faci. Ar stă în puterea ta să faci. Nu e ceva peste puterile tale. Ai putea să faci mai mult, puțin mai mult. Și sigur este alegerea ta în ce măsură dorești să faci acel ceva pe care chiar poți să-l faci. Nu este ceva peste puterile tale. E alegerea ta dacă chiar dorești să-l faci, ești dispus sau dispusă sau nu. Însă ghizii îți transmit mesajul că nu ai făcut și nici nu faci tot ceea ce ai putea să faci. Mai există lucruri pe care ai putea să le faci și lucruri pe care ai fi putut să le faci, zic ei, referitor la faptul că persoana ta dragă a transmis că se aștepta la o reacție mai favorabilă către sine din partea ta datorită actelor de noblețe pe care le-a făcut. Și ghizii au și ei un răspuns. Nu ai făcut chiar tot ce puteai să faci. Și un alt mesaj este: cel mai bine pentru tine ar fi și pentru ceea ce îți dorești tu, mă refer la persoana dragă, în cazul în care este aici și vorbesc direct cu persoana, cel mai bun lucru ar fi să ieși din această energie masculină dominantă. Autoritar.
în care tu ești cel sau cea care face. Mai caută să accesezi pe cât posibil și pe cât îți dorești, că e alegerea ta întotdeauna, ce dorești să faci, să mai accesezi și dimensiunile energiei, vibrațiile energiei feminine, care se deschide pentru a primi. Tu nu ești deschis sau deschisă pentru a primi. Îți dorești, din nou, fac referire la ghizii, la acele mesaje transmise de persoana ta dragă, referitoare la gesturile pe care le-a făcut și la reacția pe care o aștepta mai favorabilă din partea ta. Și este surprinsă persoana ta dragă că n-ai avut o reacție așa de favorabilă pe cât s-ar fi așteptat. Și ți se transmite că nici nu ai fost deschis sau deschisă spre a primi. Te-ai menținut închis sau închisă. Și acum aud, nu te preface că nu înțelegi la ce se referă, pentru că și tu știi că înțelegi foarte bine la ce se referă. Wow! Ok? Și pentru tine. Nu mai căuta insula comorilor. Și aud și nu o mai aștepta. Nu mai căuta insula comorilor și nu o mai aștepta pentru că ea este mobilă. Se mișcă. Permanent. Nu stă pe loc. Nu este cum ar veni deprins. Și nici nu are o direcție clară, bine stabilită și bine menținută. Insula comorilor se mișcă în orice direcție bate vântul. Asta e ce aud. Și ghizii doresc să precizez că acest mesaj este specific, în mod specific, adresat persoanelor. Mi se transmite doar acelor persoane care își doresc sau încă așteaptă, nu i-au transmis persoanei dragi, țin așa, țin pentru sine faptul că așteaptă o reconciliere, deci poate persoana dragă nu știe acest lucru, dar în sinea lor, în sinea ta, tu aștepți, îți dorești o reconciliere cu persoana ta dragă. Îți dorești să mai dai o șansă și acest mesaj este pentru voi, pentru cei sau cele care simțiți că parcă ați vrea totuși să mai dați o șansă, dar așteptați niște pași să vină din partea persoanei dragi mai întâi și dacă acești pași sunt făcuți, atunci voi sunteți dispuși sau dispuse să acordați încă o șansă relației, pentru că vă doriți acest lucru. Și acest mesaj este pentru voi. Și interpretați-l cum simțiți voi să-l interpretați. Și ultimul mesaj. Abundență. Persoana ta dragă urmează să dea de multă abundență și prosperitate în viața sa. Multă fericire, stare de bine, stare de împlinire.
vei da, dacă vorbesc direct cu persoana, urmează multă abundență în viața ta, această stare de împlinire, de yeah! Totul merge bine. Și ți se transmite, interpretează cum simți tu să interpretezi acest mesaj. Iar pentru tine, persoana pentru care a fost această etalare făcută, acest mesaj iarăși este în completarea. Da, sunt foarte, foarte hotărâți ghizii în a ajunge la tine un anumit mesaj. Un anumit mesaj. Un mesaj pe care să nu poți să spui că nu l-ai înțeles. Este vorba iarăși de acel grup specific de persoane care își doresc în sinea lor așa, își doresc totuși cumva o reconciliere cu persoana și ați primit informația că această insulă a Comorilor e în mișcare, e cam în mișcare, cam tot timpul și se plimbă așa, n-are o direcție clară, doar încotro bate vântul. Și acum mai vine și mesajul că acea ușă s-a închis. Nu mai este deschisă. Și acum simt foarte puternic că cineva a început să plângă. Cineva dintre persoanele care își doresc totuși o reconciliere și speră în această reconciliere. Și ghizii doresc să extragem niște mesaje speciale pentru această situație. Nu pentru situația în care nu vă simțiți afectați sau afectate de faptul că ușa aceea s-a închis sau că insula Comorilor e în mișcare. Sau pentru aceea sau acelea dintre voi care nu, pe care nu vă mai interesează o reluare a acestei relații. Deci această parte ce urmează în videoclip, acum, nu este pentru voi. Este pentru specific pentru persoanele care se simt foarte afectate de faptul, de posibilitatea că ușa către persoana dragă pe care totuși încă și-o doresc s-a închis. Hai să vedem care sunt mesajele pentru voi. Mi se transmite să le scot de aici, din pachetul vostru de cărți. Ok, dacă ușa aceea s-a închis, când se închide o ușă, se deschide o altă ușă. Ce altă ușă se deschide către tine? Ce altă ușă se deschide către tine? Ce vine către tine? Opa! Știți ce aud? Carul triumfal se mișcă greu, poate chiar așa de greu încât pare că s-a oprit, dar până la urmă va ajunge la victorie. Aceasta este cartea carului triumfal, carul victoriei.
Pare că ușa s-a închis. Pare că nimic nu se mișcă. Sau, mă rog, insula comorilor se mișcă atâta de mult încât, na. Pentru, nu se mișcă pe direcția ta. Dar, până la urmă, va fi o victorie. Cu această carte primiți mesajul pentru cei care vă doriți totuși această relație foarte mult. Primiți mesajul că poate mai greu, poate foarte greu, poate va dura mult. Dar veți avea această victorie. Veți avea această relație cu persoana aceasta dragă a voastră, pe care încă vă doriți foarte mult în viața voastră. Bine, și acum simt și eu să întreb. Și cum va fi aceasta? Ok, mai greu, mai târziu, mai va dura mult. Dar cum va fi relația? Tot așa ca în trecut? Cum va fi relația? Așa târziu. Sau cât va dura de mult, sau cât de greu va fi de ajuns acolo, dar cum va fi relația? Știți ce aud? Greu de spus. Greu de spus. Depinde de multe lucruri. Și mai ales de persoana dragă. Păi și ce să fac? Să trag așa de cărți și să extrag una? Știți ce am auzit? Da, dar nu vă puneți prea mari speranțe. Este soarele răsturnat. Soarele răsturnat înseamnă exact opusul bucuriei. Soarele este bucurie, este strălucire, este stare de bine, este abundență, este veselie, e sărbătorești lucrurile care te împlinesc și te fac fericit. A ieșit invers. Cum va fi relația? Dragii mei și dragele mele, o să rezist tentației de a-mi da cu părerea, vă las pe voi să vă trageți concluziile în modul în care simțiți voi să vă trageți concluziile din aceste ultime mesaje. Și simt să închei aici această etalare. Eu sper din suflet că v-a plăcut, v-a fost de ajutor. Sper din suflet. Și dacă v-a plăcut și simțiți că v-a ajutat în vreun fel această etalare, acest videoclip, apăsați butonul de like, mă faceți și pe mine fericită. Mulțumesc pe această cale, cu această ocazie, pentru toate like-urile minunate pe care mi le oferiți. Și dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă. Și desigur, mi-ar plăcea tare mult să aud în comentarii dacă veți dori să mai facem astfel de etalări, să intrăm așa în profunzimea lucrurilor. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate!